Salutare tuturor. Astăzi voi face primul episod din seria destinată uh, explicării funcționării farurilor uh, matrix led de la mașinile Audi. Întrucât acesta este un subiect foarte vast și ar fi greu să-l includ într-un singur episod, uh, să începem cu diferența. Există două tipuri de faruri led la Audi. Faruri full LED și faruri Matrix LED. Farurile full LED, au după cum le spune și denumirea, toate uh, elementele din far sunt de tip LED, nu mai există niciun fel de bec clasic. Iar acestea pot funcționa faza mică, faza mare, uh, faza mare poate fi activată automat în caz că mașina are uh, activată funcția de high beam assist, și are și cameră pentru detectarea farurilor mașinilor care vin din față. Revenind acum la Matrix LED. Farurile Matrix LED sunt compuse din câte 25 de LED-uri individuale, fiecare LED având 64 nivele de intensitate diferită funcția auto la Matrix LED se referă la faptul că atunci când se merge cu mașina și sunt îndeplinite condițiile pentru activarea funcției, mașina schimbă automat pe faza lungă și chiar dacă vine trafic, dacă există trafic mașini care vin din față sau suntem în spatele unei mașini care merge în față, în fața noastră, Mașina nu schimbă pe faza mică, ci rămâne pe faza lungă și dezactivează doar uh, o parte din leduri, astfel încât să nu orbească uh, participantul la trafic, fie cel din față, fie uh, să nu orbească pe cel care merge în față în oglinda retrovizoare. Și 3. Uh, camera este capabilă să detecteze și bicicliștii și la fel, le face un cont de umbră, și uh, bicicliștilor astfel încât să nu fie nici ei uh, uh, orbiți. Felul cum funcționează uh, farurile matrix uh, uh, sunt în, în funcție de echiparea mașinii. Dacă mașina are uh, navigație de tip uh, MLB Evo High, atunci farurile pot folosi, adică vor folosi uh, predictive data din uh, din navigație și vor activa vor avea niște funcții suplimentare care sunt se referă la intersection light, adică atunci când se merge în oraș și uh, vehiculul se apropie de o intersecție, dacă viteza este sub uh, 50 de km/h, și intersecția este evidențiată în navigație. Mașina va porni automat ledurile urile de, care, care luminează în lateral și pe stânga și pe dreapta, astfel încât să fie vizibile ambele colțuri ale intersecției și să astfel încât conducătorul auto să vadă cât mai bine tot ceea ce se întâmplă în intersecție. 2. Uh, dacă este activat uh, semnalizarea stânga sau dreapta și vehiculul iarăși este sub 50 de km la oră, se activează automat tot așa funcția de pe stânga și uh, se activează ledurile de pe stânga sau de pe dreapta care luminează în lateral. 3. Uh, mai există un mod uh, Highway mod, uh, nu ca cel de la mașinile dotate cu uh, faruri xenon, unde acolo se în Highway mod este uh, mărită puterea a becurilor xenon astfel încât să dea mai multă lumină, și uh, uh, la Matrix LED-uri. Când mașina detectează că tot la fel trebuie să poată să citească datele din navigație, dacă detectează că se deplasează pe autostradă, uh, uh, face uh, uh, cum se spun? spotul luminos, îl îngustează, uh, proiectat de faruri, îl îngustează înspre înainte astfel încât să nu. Uh, îi deranjeze, să-i deranjeze cât mai puțin pe cei care vin din față pe banda cealaltă uh, de mers. Uh, acum, există un parametru care nu are legătură cu și de care puțină lume știe, care nu are legătură directă cu farurile Matrix, dar care dacă este modificat, va Anula funcția auto de la matrix BIN Mașina mașina nu va da niciun mesaj de eroare, dar chiar dacă farurile sunt puse pe auto, faza lungă nu se va mai activa niciodată în situația asta. Așa am să vă arăt unde este acest parametru. Este în, în modulul A5 driver assistance, care de fapt se referă la camera de pe parbriz, la adaptation și se cheamă roadside Road Detection Fusion Mode Acest parametru, de fapt, controlează felul cum sunt afișate Uh, semnele de circulație recunoscute tot de cameră uh, pe, în bordul mașinii. El, ca să, pentru ca uh, farurile Matrix să funcționeze corect, trebuie să fie în Roadside Fusion. Dacă este schimbat de aici, în Roadside Detection, asta ar însemna că mașina nu mai citește uh, semnele de circulație și din navigație, ce ci le citește doar de pe folosind camera, ceea ce poate să detecteze camera pe marginea drumului. Și atunci farurile, funcția Matrix LED nu mai, este, nu mai este activă. Dar cum am spus, nu există nicio indicație și nicio eroare. Cine schimba aici a nu și poate da seama decât văzând că la drum lung mașina într-adevăr nu mai schimbă pe, pe faza lungă. Deci, mare atenție cei care aveți Matrix Light, dar vreți să vă jucați și cu felul cum detectează mașina semnul de circulație, nu schimbați totuși acest parametru. Și în încheierea acestui prim episod am să vă mai arăt și cum se poate vedea farurile Matrix LED au ca durată de viață în general spus de Audi până la 20.000 de ore. Întrucât ele de în fabrică sunt foarte scumpe la reprezentanță, cred că sunt... Un singur far este în jur de 4000 de euro sau chiar mai mult. E o piață înfloritoare la second hand cu aceste aceste faruri. Unde se pot găsi în general cam cu 2000 de euro, 2000, 1500, 2500, 3000 de euro, două bucăți cu tot cu complete, cu tot cu calculatoare, a și tot ceea ce le trebuie. Dar este important cât de mult au funcționat înainte de a le achiziționa să știm despre chestia asta. Ce... O secundă că am mesaj de la o baterie. Ok. Am pornit motorul. Așa. Uh, revenind, deci uh, este important de știut câte ori au funcționat uh, farurile. Și acest lucru se poate afla din uh, LED module left și LED module right. Deci dacă se intră aici la live data, există un parametru operating times in temperature ranges. Și aici vedem cât au funcționat. 340 de ore între minus 40 de grade și 95 de grade. 0 ore în condiții mai grele. Deci farurile la fel. Asta e pentru farul stâng. La fel putem să o verificăm și pentru cel drept. Ca să ne asigurăm că amândouă sunt din aceeași serie. E același lucru. Același înseamnă că farurile au fost fabricate în același timp și au fost folosite împreună. Nu a fost vreunul stricat și înlocuit cu un alt, cu un alt far. Revenind, mai există două calculatoare care controlează tot farul în ansamblu și care se cheamă Light Control Left și Light Control Right. acestea sunt calculatoarele care nu se referă, nu țin doar de funcționarea LED-urilor, ci de funcționarea farului cu totul. O să vorbesc în episoadele următoare și despre parametrii din, din aceste calculatoare. Dacă sunt întrebări, nelămuriri, Scrieți-mi în comentarii, eu le citesc pe toate și vă voi răspunde. O seară bună tuturor!